Așa am pornit noi, citesc din Iorga, așa am pornit noi și o bucată de vreme am fost alături de domnul Cuza, care am spus că susținea să nu întemeiem partid. Foarte important. Cuza nu vrea partid. Căci asta ar impune oamenilor anumite îndatoriri pe care unii n-au spinarea destul de rezistentă ca să le poată suporta toată viața, ci se scutură și pleacă. Și mai spunea domnul Cuza, citează Iorga, îndată ce vom face partid, se va vedea că suntem puțini. Dar când este numai un curent, o mișcare politică, asta poate să străbată întreaga viața societății. Iorga închide aici citatul din Acecos. Eu am fost de altă părere și am obiectat că noi nu avem să creștem tineri pe care, de la o bucată de vreme, să-i atragă alții. Și am să explic ce se întâmplă în ce consta observația lui el. Creăm partidul, am pornit însă și de la o idee etică-morală, aceea de a servi țara pentru binele ei.